Computerul s-a născut nu pentru divertisment sau social media, ci din nevoia de a rezolva o serie de exerciții matematice dificile. Astăzi avem mai multă putere de calcul pe smartphone-urile noastre decât era disponibilă pe acele modele timpurii. Următoarea scurtă istorie a calculatoarelor este o cronologie a modului în care computerele au evoluat de la începuturile lor umile până la mașinile de astăzi, care navighează pe internet, joacă jocuri și transmit fluxuri multimedia pe lângă rezolvarea problemelor matematice complexe. Dispozitivele au fost folosite pentru a ajuta la calcul de mii de ani, folosind în cea mai mare parte corespondența individuală cu degetele. Abacul sau numărătoarea a fost folosit timpuriu pentru sarcini aritmetice. Ceea ce numim acum abacul roman a fost folosit în Babilonia încă din 2700 înainte de Hristos. Mai multe computere analogice au fost construite în timpurile antice și medievale pentru a efectua calcule astronomice. Acestea includ astrolabul, folosit de astronomi și navigatori pentru a măsura altitudinea deasupra orizontului unui corp ceresc. Poate fi folosit pentru a identifica stele sau planete, pentru a determina latitudinea sau pentru a triangula. Mecanismul Antikythera, utilizat pentru a prezice pozițiile astronomice și eclipsele în scopul calendaristice și astrologice, cu decenii înainte ca acestea să se întâmple. Ceasul castelului, un ceas astronomic, mecanic, acționat hidrodinamic, a fost inventat de Ismail al-Jazari în 1206. A fost primul computer analogic programabil. Al-Jazari a inventat și cele mai vechi porți automate cunoscute, care erau acționate de energia produsă de forța apei. Dintre cele 100 de invenții descrise de al-Jazari, amintim și automatele umanoide, cel mai cunoscut fiind o chelneriță care putea servi apă, lichidul era depozitat într-un rezervor de unde băutura se scurgea într-o găleată, iar după 7 minute într-o ceașcă. Chelnerița apărea pe o ușă automată și servea băutura. Același sistem a fost folosit atunci când al-Jazari a inventat un automat de spălare a mâinilor, care mecanism este astăzi folosit în toaletele moderne. Napie este și inventatorul logaritmului. El a construit instrumentul format dintr-o cutie de lemn și 10 bețe, care corespundeau cifrelor de la 0 la 9, putând calcula ridicarea la putere și calculul rădăcinei pătrate. Combinând nenumărate invenții apărute de-a lungul secolelor, în 1642, Blaise Pascal a inventat calculatorul mecanic. El a construit acest mecanism care realiza simplificarea mulțirii și împărțirii pornind de la numărătoarea realizată de Napier, iar pentru partea mecanică avea un pedometru acționat pentru a efectua adunări și scăderi. Considerat de unii tatăl computerului, lui Charles Babbage îi se atribuie inventarea primului computer mecanic, care a dus în cele din urmă la modele electronice mai complexe. Astfel, în 1822, matematicianul englez concepe o mașină de calculat acționată cu abur care lucra tabele de numere. O idee pentru motorul analitic, o mașină care putea fi programată cu carduri perforate pentru a efectua calcule complexe. A fost primul computer digital automat. Are la bază o metodă descoperită în 1801, pentru războiul de țesut, care folosea cărți de lemn perforate pentru a țese automat modele de țesături. În 1847, algebra booleană a fost introdusă de George Boole în prima sa carte Analiza matematică a logicii. Algebra booleană a fost fundamentală în dezvoltarea electronicii digitale și este prevăzută în toate limbajele moderne de programare. Algebra booleană este utilizată pentru a analiza și simplifica circuitele digitale. Folosește numai numere binare, 1 pentru high și 0 pentru low. 1936. Alan Turing prezintă noțiunea de mașină universală, numită ulterior mașina Turing, capabilă să calculeze orice este calculabil. Conceptul central al computerului modern s-a bazat pe propriile sale idei. Mașina Turing este un model matematic de calcul definind o mașină abstractă care manipulează simbolurile pe o bandă conform unui tabel de reguli. În ciuda simplității modelului, bazându-ne pe orice algoritm computerizat, poate fi construită o mașină Turing capabilă să simuleze logica algoritmului respectiv. În 1937,
Atanasov, profesor de fizică și matematică, încearcă să construiască primul computer fără roți dințate, cu rele sau arbori, însă abia în 1941 proiectează un computer care poate rezolva 29 de ecuații simultan. Acesta marchează prima dată când un computer este capabil să stocheze informații pe memoria sa principală. În 1943 a fost construit integratorul și calculatorul electronic numeric, ENIAC, considerat bunicul computerelor digitale. ENIAC conținea aproape 18.000 de tuburi de vid, întărea 30 de tone și acoperea o suprafață de aproximativ 65 de metri pătrați. Preocupările cu privire la fezabilitatea ENIAC s-au bazat pe durata de viață sau a supapelor. Încercând să prevină ruperea supapelor, ENIAC era folosit pe tensiuni de funcționare mai mici, care au redus rupturile la doar 2 sau 3 ori pe săptămână, pentru 50% din timp. Cea mai lungă perioadă de funcționare a ENIAC a fost de doar 5 zile. Colossus a fost un set de computere dezvoltate de britanici în anii 1943-1945 pentru a ajuta la criptanaliza cifrului Lorentz. Primul Colossus a folosit 1500 de tuburi de vid pentru a efectua operații booleene și de numărare. Colossus este astfel considerat ca fiind primul computer digital electronic programabil din lume, deși a fost programat prin comutatoare și mufe și nu printr-un program stocat. Coloșii construiți între 1944 și 1955 conțineau 2400 de valve fiecare și erau de 5 ori mai rapide decât modelele anterioare. Atât ENIAC cât și Colossus au fost create ca rezultat al unor blocaje în generarea de informații militare. ENIAC pentru a calcula traiectorii balistice și Colossus pentru a descifra mesajele inamice criptate. Fiecare a fost conceput special pentru a rezolva o singură problemă dată, nu precum computerele de uz general. Au fost proiectate și construite în secret ca mașini experimentale unice. În 1946 este lansat UNIVAC, primul computer comercial pentru aplicații de afaceri și guvernamentale. În 1947, laboratoarele Bell inventează tranzistorul. Au descoperit cum să facă un întrerupător electric cu materiale solide și fără a fi nevoie de vid. În 1953, Grace Hopper dezvoltă primul limbaj pentru computer, care în cele din urmă devine cunoscut sub numele de COBOL. Este conceput IBM 701 pentru a ajuta Organizația Națiunilor Unite să urmărească activitatea Coreei în timpul războiului. Este primul computer științific comercial. În 1958 este realizat primul circuit integrat, cunoscut sub numele de chip de computer. Iar în 1964, Engelbart prezintă un prototip al computerului modern, cu mouse și o interfață grafică cu utilizatorul. Acesta marchează evoluția computerului de la o mașină specializată pentru oamenii de știință și matematicieni la o tehnologie mai accesibilă publicului larg. Engelbart a creat primul mouse din lemn. Era destul de primitiv conform standardelor actuale și avea doar un buton. În 1970, Intel dezvăluie Intel 1103, primul chip de RAM, Dynamic Access Memory. În 1971 se inventează discheta, permițând partajarea datelor între computere. În 1973 este dezvoltat Ethernet pentru conectarea mai multor computere și alte componente hardware. Între 1974 și 1977, numeroase computere personale au intrat pe piață, inclusiv Altair, IBM 5100, TRS 80. În 1975, Altair 8080, descris ca primul kit de minicomputer din lume, care rivalizează cu modelele comerciale. Iar Paul Allen și Bill Gates se oferă să scrie software pentru Altair, utilizând noul limbaj, BASIC, și își formează propria companie de software, Microsoft. În 1976 a fost proiectat Apple I, singurul computer kit. Trebuia adăugată o tastatură, o sursă de alimentare și o carcasă la placa de bază asamblată. Acesta a fost și anul în care a fost lansat Electric Pencil, primul program de procesare a textului. A fost introdusă discheta de 5,25 inci, o componentă cheie în revoluția computerului personal. TRS-80, introdus în 1977,
a fost una dintre primele mașini a căror documentație a fost destinată și amatorilor. Astfel, lansarea inițială a producției TRS-80 a fost de doar 3.000 de unități. S-au vândut imediat. Pentru prima dată, oricine putea scrie programe și controla un computer să facă ceea ce doreau. Apple a introdus Apple II, un computer color cu sloturi de expansiune și suport pentru dischetă. Digital Research a lansat CPM, sistemul de operare pe 8 biți care furniza șablonul pentru MS-DOS. În 1978, software-ul a luat locul central. A fost produs VisiCalc, prima foaie de calcul electronică. Acest lucru a transformat computerul personal într-un instrument util de afaceri, nu doar într-o mașină de joc sau un locuitor pentru mașina de scris electrică. În 1979, procesarea textelor devine realitate pe măsură ce se lansează WordStar. Schimbarea definitorii a fost adăugarea de margini și procesarea caracterelor. Modificări suplimentare constau în eliminarea modului de comandă și adăugarea unei funcții de imprimare. În 1980, Apple III, cu RAM de 192, a fost primul computer Apple care acceptă un hard disk. Se estimează că au existat 1 milion de computere personale în Statele Unite în 1980. La începutul anului 1981 a fost introdus primul computer portabil, Osborne 1. Avea aproximativ aceeași dimensiune ca o valiză. Sistem de operare CPM includea o pereche de dischete de 5,25 de inci și avea un afișaj mic de 5 inci. Mașina inovatoare a fost inclusă în pachet cu software în valoare de aproximativ $2000, iar întreg pachetul s-a vândut cu $1899. Primul laptop a fost realizat în 1981. Epson HX20 avea dimensiuni aproximativ 22 de cm pe 28 de cm și grosime 5 cm. Folosea o microcasetă pentru a stoca date. Afișa 4 linii de 20 de caractere pe un ecran LCD deasupra tastaturii. Se introduce primul computer personal IBM, numit Acorn. Folosește sistemul de operare MS-DOS al Microsoft. Are un chip Intel, două dischete și un monitor color opțional. Acum se popularizează termenul de PC, personal computer. Dar cel mai semnificativ eveniment din 1981 este introducerea calculatorului IBM. Acest computer a rulat un procesor de 16 biți pe o magistrală de 8 biți, Intel 8088. Avea 5 sloturi de expansiune, includea cel puțin 16 KB de memorie RAM și avea 2 sloturi de unitate floppy disk de 5,25. Cumpărătorii putea obține o mașină destul de completă, cu 2 unități de dischetă, adaptor de afișare monocrom sau monitor cu ecran verde de 720x350 pixeli, un adaptor de afișare color și monitor CGA 320x200 de pixeli cu 4 culori sau 640x200 de pixeli cu 2 culori, o imprimantă cu matrice de puncte și un sistem de operare la alegere, CPM86 sau PC-DOS, precursorul lui MS-DOS. Aproape totul a fost o opțiune și toată lumea a recunoscut că IBM PC se bazează pe idei perfecționate ale Apple II, în special sloturile de expansiune de utilizare generală. Al doilea eveniment semnificativ din 1981 a fost dependent de primul. Microsoft a făcut ca IBM să fie de acord că PC-DOS nu va fi exclusiv IBM. Acest lucru a deschis calea pentru industria clonelor. În 1983, Lisa de la Apple este primul computer personal cu interfață grafică. De asemenea, include un meniu de rulant și pictogram. La $10.000, nu mulți consumatori sau companii și-au putut permite, dar au deschis calea către Apple Macintosh din 1984. La $2500, era mult mai accesibil decât Lisa. Kevillan este primul computer cu ecran mobil și primul care este comercializat sub termenul de laptop. Acesta a fost și anul în care Microsoft Word 1.0 a fost lansat, deși a rămas o aplicație mică până când Windows a dominat lumea computerelor. IBM a luat PC-ul dincolo de magistrala de 8 biți cu o magistrală de 16 biți, dischete de 5,25 inci cu densitate mare și un nou standard video, EGA.
apare desktopul. În 1985, Microsoft anunță Windows. Acesta a fost răspunsul companiei la interfața grafică Apple. Commodore dezvăluie Amiga 1000, care oferă capacități audio și video avansate. În 1985, de asemenea, primul nume de domeniu .com este înregistrat cu ani înainte ca World Wide Web să marcheze începutul formal al istoriei internetului. Symbolistic Computer Company, un mic producător de computere, înregistrează Symbolics.com. Mai bine de 2 ani mai târziu, doar 100 de domenii .com fuseseră înregistrate. În 1986, Compaq aduce pe piață DeskPro 386. Arhitectura sa, pe 32 de bit, oferă o viteză comparabilă cu mainframe-urile. În 1987, a cincea categorie majoră de software de productivitate a fost lansat cu un program numit PowerPoint. Inițial, numai pentru Macintosh. În termen de 3 luni, Microsoft a achiziționat compania care a creat PowerPoint, a dezvoltat o versiune pentru PC și a făcut o parte din suita Microsoft Office în 1989 pentru Mac-uri și 1990 pentru Windows. Poate că cel mai semnificativ eveniment din 1988 a fost primul vierme de pe internet, care a infectat aproape 6.000 de computere într-o perioadă foarte scurtă. Microsoft a actualizat Windows la versiunea a doua 2.03. Apple a introdus floppy-urile de înaltă densitate, compatibile cu discuri IBM, formatate de 3.55 și au existat aproximativ 30 de milioane de utilizatori DOS. Numărul total a fost de aproximativ 54 de milioane de computere personale în Statele Unite în 1989, marea lor majoritate rulând MS-DOS. Apple a lansat Mac Portable, care cântărea peste 7 kg, primul computer notebook cu trackball incorporat și primul cu afișaj matricial activ. 1990 se dezvoltă Hypertext Markup Language, HTML, dând naștere la World Wide Web. Linus Torvald și-a creat propria versiune a Unix, denumindu-l Linux. A rămas obscur pentru o vreme, dar a devenit cel de-al doilea cel mai popular sistem de operare pentru calculatoarele Intel și unul din exemplele principale de software open source gratuit. Microsoft 3.1 a apărut în 1992. Windows a devenit în curând sistemul de operare implicit, livrat pe PC-uri noi, devansând astfel sistemul DOS. 1993, Intel a introdus Pentium, un microprocesor CPU de 60 MHz, care avansează utilizarea graficii și a muzicii pe PC-uri, însă cu o eroare matematică nedetectată. Microsoft a anunțat că există peste 25 de milioane de utilizatori Windows licențiați. Până la sfârșitul anului, linia Apple II, bunicul computerelor personale, a fost întreruptă. Apple l-a pus pe primul PDA, Personal Digital Assistant, pe piață. Newton Message Pad avea cam aceeași amprentă ca o tabletă modernă de 7 inci. Avea o grosime de aproximativ 1 inci și cântărea aproape 1 kg. Avea un afișaj negru-gri de 336x240 pixeli, o recunoaștere a caracterelor atât de inițială, și folosea un procesor ARM 610 de 20 MHz. Aproape fiecare tabletă și smartphone realizat astăzi folosește tot un procesor ARM. 1994. Computerele devin mașini de jocuri, deoarece Command & Conquer, Alone in the Dark, Theme Park, Magic Carpet, Descent și Little Big Adventure se numără printre jocurile care acaparează piața. Deși World Wide Web a fost creat cu mulți ani mai devreme, tocmai în 1995 a apărut în viziunea publică. Windows 95 a fost lansat, iar Intel a prezentat Pentium Pro 604. A fost primul procesor PowerPC conceput pentru multiprocesoare. În 1996 apare motorul de căutare Google. În 1997, Microsoft investește 150 de milioane de dolari în Apple, care se lupta la acea vreme, punând astfel capăt procesului Apple împotriva Microsoft, în care susținea că Microsoft a copiat aspectul sistemului său de operare. Au apărut Pentium 2 și Pentium MMX și modemurile prin cablu, care devin foarte populare. Tot în 1998, iMac
a ajutat la promovarea USB-ului ca eventual succesor al porturilor paralele și seriale comune pe PC-urile Windows, eliminând orice conexiune veche de pe Mac, cu excepția Ethernet. În 1999, termenul Wi-Fi devine parte a limbajului de calcul și utilizatorii încep să se conecteze la internet fără fire. Pentium 3 a ajuns la utilizatori în 1999, la fel ca AMD Athlon, care a fost blocat într-un război de MHz și în curând de GHz cu Intel. În anul 2000, Microsoft a lansat Windows 2000, iar în 2001, Apple dezvăluie sistemul de operare Mac OS 10, care oferă arhitectură de memorie protejată și multitasking preventiv, printre alte beneficii. Pentru a nu fi depășit, Microsoft lansează Windows XP, care are o interfață grafică revoluționară. Tot în 2001, Intel a lansat Pentium 4, un procesor teoretic mai puternic decât Pentium 3. Primul Pentium 4 a funcționat la 1,4 GHz, dar până la sfârșitul anului, Intel a vândut Pentium 4 de 2 GHz. 2003, primul procesor pe 64 de biți, Athlon 64 al AMD, devine disponibil pentru piața de consum. Iar în 2004, Firefox 1.0 de la Mozilla concurează cu Internet Explorer de la Microsoft, browserul web dominant la acea vreme. Se lansează Facebook, un site de socializare. În 2005 a fost fondat YouTube, un serviciu de partajare video. Serviciul a fost creat de 3 foști angajați PayPal în 2005, iar la sfârșitul lui 2006 a fost cumpărat de Google pentru 1,65 miliarde de dolari. Google achiziționează și Android, un sistem de operare pentru telefoanele mobile bazat pe Linux. 2006, Apple introduce MacBook Pro, primul său computer mobil dual-core bazat pe Intel. 2007, apare primul iPhone, aducând o serie de noi funcționalități telefoanelor. 2010, Apple dezvăluie iPad, schimbând modul în care consumatorii vizualizează mass media și lansează evoluția în segmentul tabletelor. 2011, Google lansează Chromebook, un laptop care rulează sistemul de operare Google Chrome. 2012, Facebook câștigă 1 miliard de utilizatori. 2015, Apple lansează Apple Watch. Microsoft lansează Windows 10. 2016. A fost creat primul computer cuantic reprogramabil. Până acum, nu a existat nicio platformă de calcul cuantic care să aibă capacitatea de a programa noi algoritmi în sistemul lor. De obicei, fiecare este adaptat pentru a ataca un anumit algoritm, așa că unitățile de comutare și memorie ale computerelor, cunoscute sub numele de tranzistoare, să fie aproape la fel de mici ca un atom. Trebuie găsit un mod cu totul nou de gândire și construire a computerelor. Chiar dacă un computer clasic ne ajută să facem multe lucruri uimitoare, este într-adevăr doar un calculator care folosește o secvență de biți, valori de 0 și 1. Pentru a reprezenta două stări, comutator de pornire și oprire. Pentru a face decizii cu privire la datele pe care le introducem în urma unui set de instrucțiuni prestabilite. Computerele cuantice nu sunt destinate să înlocuiască computerele clasice, ci se așteaptă să fie un instrument diferit pe care îl vom folosi pentru a rezolva probleme complexe care depășesc capacitățile unui computer clasic. În loc de biți pe care îi folosesc computerele convenționale, un computer cuantic utilizează biți cuantici, cunoscuți sub numele de qubits. Pentru a ilustra diferența, imaginați-vă o sferă. Un bit poate fi la oricare din cei doi poli ai sferei, dar un qubit poate exista în orice punct al sferei. Deci, acest lucru înseamnă că un computer care folosește qubits poate stoca o cantitate enormă de informații și se folosește mai puțină energie făcând acest lucru decât folosind un computer clasic. Intrând în această zonă cuantică al calculatorului, în care legile tradiționale ale fizicii nu se mai aplică, se vor crea procesoare care sunt semnificativ mai rapide, de 1 milion sau mai mult de ori, decât cele pe care le folosim astăzi. Sună fantastic, dar și provocarea adusă de calculul cuantic este complexă. 2017. Începe să se dezvolte un nou program, informatica moleculară, care folosește molecule pe post de computere. Chimia oferă un set bogat de proprietăți pe care le putem folosi pentru stocarea și procesarea rapidă a informațiilor. Există milioane de molecule și fiecare moleculă are o structură atomică tridimensională unică, precum și formă, dimensiune sau chiar culoare variabilă. Această bogăție oferă un spațiu vast de proiectare pentru explorarea unor modalități noi și multivalori de codificare și procesare a datelor, dincolo de 0 și 1, ale arhitecturii digitale actuale, bazate pe logică.